Comuna Siriu este situată pe Valea Buzeului, aflată în preajma lacului de acumulare a barajului Siriu. Este traversată de șoseaua națională DN10, care leagă Buzeul de Brașov și este o zonă cu un uriaș potențial turistic. L-am întâlnit pe viceprimarul localității, ce ne-a povestit despre activitatea lui în administrația locală. Am ales să trăiesc în Comuna Siriu pentru că aici m-am născut, aici am crescut și pentru că locul acesta mă definește. De profesie sunt inginer, iar din 2012 sunt viceprimarul acestei comune, timp în care am fost permanent conectat la realitățile și nevoile comunității noastre. Alături de domnul primar Corneliu Dumitrescu, am dus la bun sfârșit o serie de proiecte absolut necesare pentru dezvoltarea Comunei Siriu. S-au asfaltat și modernizat drumuri de interes local, atât din buget local, cât și din fonduri europene. S-au refăcut și consolidat drumuri distruse în urma calamităților. De asemenea, pentru siguranța cetățenilor, am amenajat și extins trotuare pietonale în comună. O prioritate pentru noi a reprezentat-o și sănătatea populației. Astfel că am considerat necesar să investim în renovarea și utilarea clădirii dispensarului uman. La capitolul învățământ putem nota lucrări de amenajare și modernizare a școlilor și grădinițelor din comună, iar pentru copii am amenajat parcuri de joacă. În plus, și clădirea unde funcționează primăria a fost reabilitată. Iar pentru eficientizarea actului administrativ am considerat necesar achiziționarea de echipamente IT, extinderea și modernizarea căminului cultural, achiziționarea unui utilaj pentru situații de urgență. Comuna Siriu este situată într-o zonă cu un uriaș potențial turistic. Pornind de la acest lucru, consider că Siriul trebuie să devină o adevărată emblemă pentru județul nostru. În prezent, s-au făcut demersuri pentru declararea Comunei Siriu stațiune balneoclimaterică. Pentru mine, continuarea proiectului de dezvoltare a comunei noastre înseamnă o serie de măsuri care să cuprindă toate domeniile: dezvoltarea infrastructurii, a turismului, a învățământului și culturii locale. Voi finaliza proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, rezolvând astfel problema majoră cu care ne confruntăm, și anume realizarea canalizării și a stației de epurare. Trebuie folosite toate mijloacele financiar posibile pentru a dezvolta infrastructura rutieră. Aici luăm în calcul, pe lângă asfaltarea sau betonarea drumurilor de interes local și construirea trotuarelor pietonale și a rigolilor pentru captarea apei pluviale, acolo unde este necesar. Este nevoie de implementarea unui sistem complet de colectare a deșeurilor, prin montarea coșurilor stradale, a tomberoanelor, precum și constituirea unor puncte pentru colectarea selectivă și a unor platforme pentru deșeuri biodegradabile. Am în vedere construirea unui nou dispensar uman în zona centrală. Viceprimarul ne-a explicat și cum vede o posibilă îmbunătățire a siguranței cetățenilor din comună. Vom extinde rețeaua de iluminat public în toate zonele comunei și vom implementa un sistem performant de supraveghere video. Un accent deosebit se va pune pe obiectivele turistice situate în împrejurimile Comunei Siriu. Turismul va atrage după sine dezvoltarea infrastructurii locale, va asigura piața de desfacere pentru produsele locale, va stimula mediul antreprenorial, va crea locuri de muncă și va aduce bani bugetului local, necesari comunei noastre. Avem ce arăta lumii. Viața Comunei Siriu poate fi influențată de existența minunatelor obiective turistice care ne înconjoară. Cascada Pruncea, cea mai frumoasă cădere de apă din județul nostru, este un important punct de atracție turistică, fiind din ce în ce mai vizitată de turiști. Situat la 1420 de metri altitudine, lacul Vulturilor este singurul de origine glaciară din Carpații de Curbură. Viaductul Stânca Tehărău este un obiectiv spectaculos, prin poziționarea lui oferind o perspectivă panoramică asupra lacului de acumulare Siriu și poate deveni un simbol local printr-o amenajare corespunzătoare. Lacul de acumulare Siriu este un colos cu multiple funcționalități: sursă de apă potabilă, hidură energetică și de irigație, în prezent făcându-se demersuri pentru a deveni sursă recreativ-sportivă cu activități de navigație în scop de agrement și pescuit sportiv. Viceprimarul ne-a povestit și despre monumentele istorice de interes local. Despre cimitirul eroilor din Siriu și monumentul ostașului erou, puțin știu că sub acestea, într-o nișă, se găsesc osemintele eroilor căzuți la datorie pentru apărarea patriei. Râul Buzău este vizitat permanent în scop recreativ. Printre amenajări amintesc cele pentru camping și grătar și pentru păstrarea apei și a malurilor acestuia curate. Stațiunea balneoclimaterică Gura Siriului poate fi un izvor nesecat pentru turism, prin captarea apei termale, electrificarea zonei și amenajări corespunzătoare. Viceprimarul dorește ca vizitarea acestor obiective să se poată face în condiții optime, în ceea ce privește accesul turiștilor prin modernizarea căilor de acces, dar și prin dotări și amenajări moderne. De asemenea, viceprimarul pune mare accent și pe ceea ce înseamnă susținerea familiilor fără posibilități financiare și a vârstnicilor din comună, dar în egală măsură îi susține pe tineri și viața sportivă.